Astăzi mă aflu la un videoclip special. Americanul este în locul unde Dumnezeu îi cere lui Avram să-i aducă în jertfă pe fiul lui. Și bineînțeles, Dumnezeu i-a spus, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său, Avram, a zis, tată, ce este fiul? I-a răspuns el Isaac. A zis din nou, iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiul nu știa ce se întâmplă cu el. Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși vă purta de grijă de mielul pentru arderea de tot și au mers amândoi împreună înainte. Prin credință a dus Avram jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare. El care primise făgăduințele cu bucurie a dus jertfă pe singurul său fiu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu. Pentru că oricine crede în el să nu piardă și să aibă viață veșnică. Când au ajuns la locul pe care îi spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac, apoi l-a pus pe altar deasupra lemnelor care urma să le dea foc. Apoi Avram a întins mâna și a luat cuțitul ca să înjunghe pe singurul său fiu. Vă dați seama? Atunci îngerul Domnului a strigat și din cer a zis, Avrame, Avrame, iată-mă, a răspuns el, îngerul i-a zis, să nu pui mâna pe băiat, să nu-i faci nimic, căci știu cum e să te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai curțat pe singurul tău fiu. Și bineînțeles, Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbec încurcat cu coarne într-un tufiș. Și Avram s-a dus, de-a luat berbecul, l-a pus cu ardere de tot în locul fiului său. Avram a pus locul acelui nume, Domnul va purta de grijă, de aceea a zis, zice și azi la munte.